Dacă scoți tot meniscul, spre exemplu, riști ca mai târziu să ajungi într-o gonartroză. Într-o ce? Gonartroză. În timp ce povestești tu acum, eu mi-am efectiv întreg prin cap toate bubuielele pe care mi le-am luat. Îl las puțin să... Până și au ulei, cum se zice. Ei, ai văzut, exact. Trebuie și articulațiile noastre să-și ia niște... Cum ai zis că se numește? Eu Pentru că nu o să mai meargă niciodată. Iar kinetoterapeutul respectiv, mi l-a ridicat din pat. Și stând acolo, da. mușcam limba. Nu știam cum să ies, să termin, să ieșeam afară, plângeam. Cum e să-ți găsești un job? Cum e Parte să Aoleu. Și am zis, ok, zic, asta e, e bine. Hai da. să trecem la liber. Și am schimbat spațiu. Okay. O zonă mult mai bună. Nu cred că strămoșii noștri stăteau atât de mult timp în scaun, spre exemplu. Om cu meserie un podcast despre oameni și meseriile lor. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru Om cu Meserie. Eu sunt Marius Mântână, iar astăzi îl am alături de mine pe Valentin Mocanu, care se ocupă cu... Kinetoterapie. Stai așa, kinetoterapie. Ce înseamnă? Kinetoterapie. Kinetoterapia, dacă vorbim de semantică, înseamnă terapia prin mișcare. După noua titulatură pe care colegiul a creat-o, teoretic acum sunt fizioterapeut, dar uh -huh. uh, în facultate eu am terminat kinetoterapie și motricitate specială. Ok. Și cine are nevoie de kinetoterapie? Păi, în principiu, cam toată lumea, de la cei mici până la cei mai în vârstă. Toți ar trebui să mergem, cu mergem la, pentru orice altă specialitate, așa ar trebui să mergem și la, la kinetoterapie. Pentru că putem descoperi multe problemuțe de mici uh -huh. pentru ca mai târziu să, pot fi, să poată fi modificată toată structura în așa fel încât ca mai târziu să nu știu corectăm deficiențele care pot apărea. Super! Sună foarte bine ce zici tu acolo, dar nu toată lumea se apucă de kinetoterapie da, foarte greu, adică, nu știu, de vreo, să zic eu, 3-4 ani au început și cei peste 18 ani să fie interesați de partea asta și chiar sunt plăcut surprins, pentru că în ăștia 10 ani, chiar 8 ani în care am lucrat ca și angajat, în mare parte veneau persoane la 40 plus, cei tineri, nu prea puțin. Mergeau la sală, dar veneau după ce se accidentau la sală. Okay. Asta era partea distractivă. Știi că veneau și ah, da, am fost la sală, am făcut mișcare. Adică, chinoterapia nu e același lucru cu mișcarea din sală. Mm -hmm. Și când vedeau despre ce e vorba, atunci rămâneau surprinși că, bă, stai puțin, că nu e același lucru. Păi, na, normal. Odată ce ajung la 16 ani, să împingi cu 240 la presă, ceea ce e un stres foarte mare pentru, pentru mm -hmm. organism. Și, conștientizezi de fapt că. Tu, practic, pentru toată viața, ai să te. Uh, nu știu, să-ți uh, strici tot ce înseamnă dezvoltare pe mai, pe mai târziu și să rămâi cu anumite probleme, nu știu, uh, ruptură de menis, să zicem, sau na, uh, poate chiar o hernie de disc. Vorbesc pentru că am și avut un, un caz asemănător. Și n-ai ce cu relația asta. Am înțeles. Și o treabă de asta rămâi cu ea, adică, bă, gata, ai stricată. Teoretic, cam... teoretic, da, dar bine, poți să încetinești progresia, că până la urmă depinde și de gradul de leziune pe care îl ai, depinde uh -huh. și uh, ce poți să mai faci până ajungi la punctul poate chiar de a interveni uh, chirurgical. Ah, ok, bun. Că da, există posibilitatea asta, dar și aici sunt niște problemuțe, că da, depinde de uh, nivelul de intervenție, că dacă uh, scoți tot meniscul, spre exemplu, riști ca mai târziu să ajungi într-o gonartroză. Într-o ce? Într-o Gonartroză. Gonartroză este, o, este o problemă la nivelul genunchiului, o e, problemă degenerativă. A, așa. Bun, încă nu... -s, de, practic ceva la genunchi, rămâi cu ceva. imaginați că ceva. articulația îmbătrânește progresiv. Dacă tu deja ai fisurat meniscul și l-ai franjurat, ca să zic așa, sau chiar ligamentul încrucișat, la fel, îmbătrânești articulația, știi, mai faci o săritură greșită, mai te apleci și, nu știu, iei ceva mm -hmm. de jos și ridici într-o poziție greșită, îți provoci acolo un traumatism și iar ai mai urcat un pic înspre... Și, practic, ajungi să ai un genunchi de 25 de ani, dacă ai 25 de ani. Exact. Și un genunchi de vreo 70 de ani așa dacă s-a dacă da, da. întâmplat pe unul dintre ele, dar dacă se întâmplă pe ambele, da, pot să fi, ambele pot fi la aceeași vârstă de 40 de ani, deși tu ai 20 și Am înțeles cât de tare e chestia asta. Bine, nu știu, pentru ea. Orice articulație, că... e valabil cu orice uh -huh. articulație. Adică da. nu, Aici am, am ajuns la genunchi, dar poate fi șoldul, poate fi poate fi coloana vertebrală. În timp ce îmi povestești. Aici, acum eu mi-am. efectiv, întreg prin cap toate bubuielele pe care mi le-am luat. Efectiv, aici, una. Okay, okay. Aici, Un una. Aici, genunchi, nu. Astea două, efectiv. Astea două și zic, ok, bun. Eu am 36 de ani acum. Asta are vreo 70. A, nu, să nu exagerăm. Da. Asta, deja, i mai dat ăsta 20 și mai vedem. Gândește-te că na, fiecare articulație uh -huh. îmbătrânește, dar... Depinde de noi cât de repede facem lucrul ăsta. E normal să se întâmple lucrul cât ăsta de ca să repede. vorbim da, Exact. exact. Cercăm exact. să reparăm problema. Exact. Adică aici vorbim de odihnă, uh -huh. vorbim de uh, apă, care uh -huh. e foarte importantă. Toate articulațiile se, se hrănesc cu apă și asta e cel mai important. Somnul, iar uh -huh. e foarte important și alimentația. Uh -huh. Nu mai vorbim de suplimente și altele pe care putem să le luăm ca să, ca să ajutăm. Se da. întinerească. Exact, la loc. exact. Și apoi vine urmează partea cu mișcarea imaginează că noi dimineața. Tu cum te trezești dimineața? Te sună talarul, te ridicat direct, nu? Teoretic. Mai, mai e greu, mai Ok, mai e greu, mai... dar stai să te gândești că ar trebui să rotești un pic uh, închieturile mâinii sau să, uh, nu știu, să faci așa o mișcare ușoară de să apeși pe uh, torf, să le tragi în sus, nu știu, genunchi, să-i îndoi puțin înainte. Gândește-te că pe timpul nopții uh, lichidul din articulație devine mai văscos. Ok. Da? Ok. Dacă tu uh, uh, faci o ușoară mișcare înainte să cobori din pat, practic obligi articulația respectivă să secrete sinovial, ca așa se numește, Așa. și îți dă o lubrifiere în plus okay. pentru momentul în care tu cobori și uh, dai direct uh, presiunea corpului tău în articulație. Și practic e ca la mașini iarna. Același lucru. Nu? Același bă, lucru. nu plecăm imediat nu, de pe loc, exact. mai ales dieselurile. Exact, exact, exact. Așa? Îl las puțin să... până și au ulei, cum se zice. să -și Ei, ulei, ai văzut, ulei. exact. Trebuie, trebuie și articulațiile exact. noastre să-și ia niște, cum ai zis că se numește... Lichid sinovial. Are un coeficient de frecare foarte mic. Nu cred că e reprodus vreun lichid care să aibă coeficientul de frecare atât de mic precum îl are lichidul sinovial. Și nu putem să-l scoatem, să-l punești la motor de mașină? Uh, nu, nu se poate. De da, da. <laughs> păcate. Și el e secretat numai prin, prin mișcare, știi? Uh -huh. Cu cât rotești o articulație, cu cât o miști, cu atât se secretă mai mult lichid. Uh -huh. Uh -huh. Asta e marele secret, ca să zic așa. Doamne ferește, cât te învăț eu de la tine azi. Da. Auzi, <laughs> uh, acum, care-i povestea ta? Cum ai ajuns tu să practici treaba asta? Când te-a lovit pe tine, băi, nu, gata, uh -huh. eu mă fac kinetoterapeut. De trist uh, așa, și gata, eu sunt. A, e o poveste lungă. Așa. E o poveste lungă. Prima dată și prima dată am ridicat o greutate, crescând la țară. Ok. Eram uh, foarte apropiat de bunicul meu și aveam un tractor. Ok. Și l-ajutam la mecanică, eram acolo de fiecare. dată. aveam undeva la 17 ani, cred, 17-18 ani. Uh -huh. Și era el cu un mecanic, amândoi în vârstă. Și încercau să mă așeze o piesă foarte grea din, din motor și n-au putut. Și la un moment dat am luat eu singur piesa respectivă și am pus-o acolo și am simțit un poc în spate. Mama. Zic ok, am coborât să merg să mă spăl pe mâini, n-am putut. eram blocat tot de lombar, zic ceva s-a întâmplat. Uh -huh. a, mai, a trecut perioada aia de criză, n-am tot lucrat și acasă, începusem și facultatea dacă nu mă înșel, și tot persistau durerile de, de lombar, de spate în general. Uh, am cunoscut-o pe, avea soție, uh -huh. Și eu atunci eram la facultatea de drept, mi-am încercat să intru la poliție de vreo trei ori, asta a fost dorința tatălui, recunosc, nu, nu aveam atât de mare tracere de inimă să fac asta. Ce nu ți-a plăcut la treabă cu poliția? Uh, ideea de a face totul sub un ordin, de ah. a fi acolo prezent, nu știu, da, da, știi? Da, da. Eu sunt un tip uh, maleabil, sau nu știu dacă neapărat maleabil, dar sunt un tip care e într-o continuă dezvoltare acolo, nu văd o atât de mare expansiune din punct de vedere al uh, sufletului, să da, spun așa. Da, da. Acolo ți-ai luat pe tine, haina de poliție și știi, na, trebuie să faci niște chestii și așa, așa, era, așa e viziunea mea, știi? Da, și uh, a mea soție. Bine, nu era a mea soție, era prietena mea de atunci. am Mă gândeam că era altul, ea, zic. <laughs> <laughs> nu. No, zice. Uh, băi, era clasa 12-a și îmi zice. Uh, uite, vreau să dau la facultatea de kinetoterapie. Și eu zic, băi, zic, fi asta, da, eram așa. Aha. Și ajung acasă, și acum cred că dacă scăut comentul respectiv, cred că o să-l găsesc. Uh, văd la un moment dat, dau o căutare pe un search, pe Google simplu și îmi spune, spune cineva uh, domne, uh, uite tatăl meu a făcut un accident vascular și uh, nu mai poate merge și la un moment dat comentează altcineva și spune păi uh, fii atent că uite eu am un chinetoterapeut foarte bun care pe tatăl meu l-a ridicat din pat chiar dacă a mers la mulți alți medici și i-au spus că domne aduceți pe cineva să-i facă îngrijiri sau să aibă parte de îngrijiri paliative Știi, de, de exact. na, Pentru că nu o să mai meargă niciodată. Iar kinetoterapeutul respectiv mi l-a ridicat din pat. Și aia a fost un punct trigger pentru mine, știi? Zic, băi zic, sună foarte bine. Uh -huh. Aia a fost punctul declanșator. Și am zis, zic, ok, trebuie să fac asta. Și uh, am mers cu, și în cu sensul, dreptul. trebuie să faci asta în sensul de să ajuți. N-am simțit, să... să... simțit că de e fapt pentru mine. A... De fapt, asta a fost totul. Am simțit că e pentru mine. Ne gândindu-mă neapărat la problema de spate Adică n-am pus o asociere cu problema de spate Problema de spate pot să spun Că am mers la un medic în Alexandria La momentul ăla și mi zice Fii că Ai aici o Dacă nu mă știu Cum i-a spus Discopatie lombară în primul rând Și Am un lapsus În fine da, în fine. Și zic, vezi, zic oricum, o să merg la facultatea de kinetoterapie și probabil că o să mă ajut. Uh -huh. Și da, stai liniștit, că nu, nu o să faci nimic, că nu, nu reușești la noi în țară partea asta de recuperare. Știi, și puteam să zic că, domne, m-a descurajat. Nici nu da, 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 m-a da, descurajat uh -huh. timpul da. respectiv. Dar nu, am, nu a contat sub nicio formă ideea asta, am simțit că e pentru mine am mers mai departe. Uh -huh. Și am ajuns la uh, facultatea respectivă. A decurs totul minunat, adică am fost implicat 100%. Mai știi ce materii aveați acolo? Posibil? Ce materii aveați? Ce materii? A, materii? Păi pot să spun că e o medicină mai mică. Okay. Adică În primul an, ok, am făcut foarte multe sporturi. Am făcut cam toate sporturile posibile, astea pe care le știm noi și sunt uh, cel mai de bază. Dar pe lângă asta n-am făcut kinetoterapia în afecțiuni neurologice. Uh, ce or... uh, adică mușchii cui? A creierului? Nu, no, nu. No persoanele care au accidente vasculare cerebrale au paralizii. Ah, ok. Despre asta e, e vorba. Am înțeles. Uh, Mi-aduce aminte de oamenii care nu știu, am înțeles că după ce faci un AVC există riscul să rămâi pe jumătate, nu? Păi da, cam asta cam se întâmplă. Cam da, nu? Da, da, da. Aha, Cazurile și... clasice, că sunt cazuri fericite unde uh -huh. da, sunt abolite alte, alte simțuri. Uh -huh. Uh -huh. Uh... Pe urmă, ce, mai, ce, mai, ce vă mai preda? Am făcut chinetul în afecțiuni pediatrice. Soția mea lucrează și cu copii. Mm -hmm. E o parte tare interesantă de care eu n-am putut să mă, să mă apropii. Adică, ce te-a oprit? La orele de practică, Așa. am văzut foarte mulți copii cu multe probleme. Am înțeles. Și stând acolo, da. mușcam limba. Nu știam cum să ies, să termin, să ieșeam afară. Plângeam, chestie tare sensibilă pentru mine și nu am putut, pur și simplu, nu am putut să lucrez. Chiar dacă în mintea mea era, băi, da, tu le faci bine sau încerci să-i ajuți, tot n-am putut să trec peste momentul ăsta, cu toate că tipa de acolo asta ne spunea. Păi, așa am fost și noi la început. Eu nu am putut să trec mai departe. Am lucrat și cu copii sănătoși, aparent sănătoși, și făceam kinetoterapia de întreținere. La fel, suntem foarte sensibili din punctul ăsta de vedere și n-am mers pentru mine. Uh -huh, uh -huh. m-am pliat foarte bine pe tot ce a partea de sportiv adulți în general uh -huh. asta mi-a plăcut Bia, sportivul tocmai ai spus și tu, bă tu te duci la sală bași 250 kg pe picioarele alea pe spatele ăla 16 ani avea copilul respectiv vorbind de un copil Cu 20, deci 20, vorbind 20, de un copil care făcea un sport de performanță dacă ah, nu, mă okay. eșel, nu mă știu karate, da da Gândește-te că vine la pachet, mama lui nu conștientiza, că vine la pachet cu o problemă pe, pe toată viața. Gândește-te că copilul ăla mai are de trăit, adică da. sportul se termină la 20 ceva, 30 de ani, gata, exact. nu mai faci. Ce faci după? Uh -huh. Înveți pe alții. Adică, crezi, da, înveți pe alții, dar tu poate nu să poți să mai mergi sau poate, wow. nu știu, o să ajungi într-un stadiu în care nu o să mai fie atât de... Adică calitatea vieții o să fie foarte mult uh -huh. scăzută. Știi? Da. Uh, asta am întâlnit de-a lungul timpului. Uh, mulți antrenori care pur și simplu nu se gândesc la viitorul copilului respectiv. Trag de, de, de ei, da. care rezistă bine, care da. nu merg mai departe și asta este. Uh -huh. Nu. Și uh, facultatea cât durează? Trei ani. Trei ani? Și am făcut okay. doi ani master. Aha. Asta e partea, oricum, ca să înțelegem. În facultate, înveți partea de uh, tot ce înseamnă. Basic, ca să zic așa, cu ce ai de a face, ce trebuie să faci, cum trebuie uh -huh. să aplici anumite tehnici. Dar uh, partea distractivă începe după facultate. De câțiva ani încoace, într-adevăr, uh, au apărut mai multe oportunități pentru uh, studenți să înceapă cursurile de uh, perfecționare din timpul facultății. Okay. Noi nu aveam asta, sau dacă aveam, erau prea puține. Și curentul ăsta de, nu știu, terapii manuale, de craniosacral, de osteopatie, e de 3-4 ani la noi, nu știu, poate mai, mai, puțin, din ce în ce mai cunoscut, mă refer. Am înțeles. Dacă vrei să joci la un alt nivel și să te specializezi într-un totul, să te dedici meserie de într-un totul, Asta trebuie să faci după facultate, cel Neaparat. puțin să te apusă în fiecare an să, să faci câteva cursuri. Altfel, uite, cursul de imagistică, spre exemplu, nu știam să citesc un, un reme. Ah, ok, da. Toți îi spun remene, nu există da. nuclear nimic acolo, e <laughs> doar, știi, <laughs> reme. Okay? Uh, nu știam să citesc când am terminat facultatea și masterul și a trebuit să-l fac separat. L-am făcut separat și de atunci am învățat să citesc. Da, foarte important. Sau cur, curs de bandajare neuromusculară. Cel de care. Adică. Mai multe tipuri de bandajări. Da, bine. <laughs> poți să faci. Poți să faci mult mai multe cu tipul ăsta de bandajare, știi. Dar sunt foarte importante și eu am dat. Adică, la mine au dat foarte multe rezultate aplicările astea de, de benzi. Mm -hmm. Am înțeles. Auzi? Uh, bun, deci ai așa, ai trei ani de facultate, pe urmă ai doi ani yeah, de, master, de master, după care... Dacă vrei care... să-i faci bine, dacă nu, uh -huh. nu depinde. După care, mi-ai spus că îți trebuie și o grămadă de alte cursuri de da, specializare. De specializare. Uh -huh. Sunt, din partea colegiului, oricum ești obligat, ai un, colegiu. un număr de Da, colegiul fizioterapeuților. Am înțeles. Că noi avem un colegiu de care aparținem, Ca la uh... psihologi. Exact. Și ce... da, da, okay. da, da, 30 de credite pe care Aha, trebuie să le okay. faci în fiecare an ok, astea sunt niște cursuri nu vreau să intru vreo polemică sau ceva astea sunt niște cursuri uh, pe care te obligă ei să le faci dar uh, cumva găsești și alte modalități adică să faci niște cursuri uh, mă refer că sunt foarte scumpe în cazul Am colegiului știi? În cazul dar care... poți să găsești în altă parte care să fie cumva și acreditate și și să te, te desculti, și da. ajute, adică da. chiar să-ți oferi o informație pe care tu să o folosești. Despre asta doar, e vorba, că, doar, de că să faci niște cursuri și să nu înțelegi nimic da. sau să le faci doar ca să fii acolo, uh -huh. n-ai câștigat nimic. În de schimb, de dacă evident, faci niște cursuri care pe tine te vor ajuta cu da. adevărat mai departe, e cu totul și cu totul altceva. Acum că tot am terminat masterul, Ok, exact. Ce facem după? Uh, cum e să-ți găsești un job? Cum e Foarte să greu. Aoleu, mama. Cel puțin <laughs> în cazul meu să-ți povestesc. Să da, nu, îți povestesc cum a fost în cazul oh, nostru. Oh, exact. După ce am terminat trei uh, ani, da? ne-am apucat, deci nu vorbesc de master, ne-am apucat să căutăm să facem uh, voluntariat. Ok, sună Știi bine cât de asta? greu e? Nici voluntariat. Voluntariat am fost în toate spitalele din București și toate centrele pe care le-am știut și ne priveau de parcă le luam locul de muncă și ne voia să facem muncă gratis. Da. Muncă gratis. Imaginați-vă că printr-o întâmplare, sora mea a avut o problemă cu o sarcină, am ajuns la spitalul județean Ilfov Așa. și acolo uh, era în dreapta secția de recuperare. Am fost eu, Adelina, na, soția mea, da. uh, sora mea și soțul ei. Și ei au mers în stânga, noi am mers în stânga către ginecologie și unde avea ea nevoie. Și în dreapta am văzut așa, cu coada ochiului, recuperare medicală. Și spun Adeline, zic, băi, zic, ce-ar fi să întrebăm aici? da zic, na, avem șanse, că zic, că ăsta e ultimul care ne-a mai rămas. Și ea s-a încăpățânat și a mers acolo. Așa. Bineînțeles că primul impact a fost cu o asistentă care, nu, nu, nu privim așa ceva. Cu toate că ei sunt secție care primesc da. studenți Studenții de la ANEV merg și fac uh -huh. practică acolo. Și, și care e diferența că... între voi și studenții? Studenții... Asta am zis și eu. Și, Ad și Adelina a primit. Ad Adelina nu s-a lăsat și spune: Doamne, vreau să vorbesc cu cineva, avizat, nu cu dumneavoastră. Nu vă supărați, dar vreau să vorbesc cu un medic. Foarte bine. <laughs> da. Și a venit șeful secției, cu Sau Da, șeful secției. Și da, ce s-a întâmplat, i-a povestit. Așa. A, ah, sigur, cum să nu. Uh -huh. A rămas șocată. Și vă lasă. M-a chemat și pe mine și ne-a văzut și deja am început, din ianuarie am început uh, practica acolo. Am trânit uh, printre cei mai buni oameni din meserie, ca să zic așa. Eu cred că ceilalți v-au refuzat pentru că locul ăla era deja a vostru. Voi aveați... Da, posibil, posibil, nu? posibil, posibil, posibil mm -hmm. și asta. <gântu -i> da, a fost tare interesant. Mișto. După asta... Oameni buni. Mm -hmm. Am încercat să ne deschidem ceva al nostru în Alexandria. Așa. Și cum a mers? A fost o experiență interesantă și acolo. Bine, dar nu pot să spun că senzațional. Adică nu Dacă puteam trezi din asta. Ceva a tău, uite că tot ai intrat în în subiectul ăsta, ce trebuie să ai? Adică, ca și spațiu, ca și dotări, ca și... Adică... Uh, depinde ce vrei tu să Tu personal, în ce trebuie să investești? În afară faptului că, bun, ai deja cursurile, ai, da? Okay. Din punct okay. de vedere al diplomelor, al cunoștințelor tare personale, al meseriei, ești bine. Da. Și acum, dacă vrei să faci ceva al tău, ce investiție te așteaptă, ce bătăi de cap te așteaptă? La Sunt ce... foarte multe bătăi de cap. În uh -huh. primul rând, ai nevoie de un spațiu. Exact. Care nu e foarte ieftin. Cel puțin în opinia mea. Uh -huh. Dacă vrei să oferi cam tot ce trebuie, să să oferi necesarul uh, uh, da, spațiu, optim... Spațiu, spațiu în sensul de o sală mai mare și... Lugară, o sală sau... mai mare, dar cu mai multe compartimente. Ai nevoie uh -huh. de mai multe. Ok. Asta uh -huh. e ideea, să ai vestiar separat. Am înțeles. Da, uh, cameră specială pentru fiecare... Uh -huh că la noi partea de kinetoterapie, de fapt de fizioterapie, e împărțită în, în, trei, în trei domenii, ca să așa, zic așa. Așa, E partea de kinetoterapie, da? partea de mișcare, ca să zic așa, uh -huh. partea de uh, electroterapie, uh -huh. și fizio... Electroterapie, unde aici vorbim de curenți electrici, tecar, uh, uh, diadinamice și așa mai departe, laser, ultrasonet. Mamă. Și avem a treia parte, care este masajul. Ok. Astea trei funcționează toate cel mai bine împreună. La masaj măcar ești tu aparatul. Uh, da, nu? Da. Aici acolo, ac acolo, acolo da, mas da, la masaj Tu trebuie să fii antrenat da, acolo, și e cea mai nu? mică investiție, ca da, să zic la așa. asta mă refeream, din punct de vedere da. al investiției, de fapt tot investiții, investești în tine, că tu ca să poți să ții okay, un masaj investești ca în poate, tine și acolo trebuie să faci Dar niște un cursuri. un laser despre care spuneai mai înainte, ziceai de un laser. Aici vorbim ăla, de... A, exact, ăla vorbim una, de cu totul și cu totul suna, altceva. Așa, da, mamă, da, da, Sunt combine de tot felul. Cât costă un laser de Acum, dacă mă întreb pe mine cu cel care am lucrat și cel pe care l-am și eu, e, deci mă refer laser, ultrasune și curenți, că e așa. Ok. Adică n-ai ce să faci doar cu laser și atât. Uh, undeva la 4.000 de euro, un aparat nu. Da, o mașină. E, da, da, da. Ce o mașină. Dacă mai vorbim și de un tecar care la rândul lui și ăla poate fi între 2.000 și 10 sau 12.000 de euro. Tecarul ce face? Uh, tecarul folosește radiofrecvență. Încălzește foarte bine, poți să-l folosești pe atermie, adică să nu să stimulezi țesutul și să nu, să nu încălzești zona respectivă. Are mai multe cicluri de funcționare. și le Ajută, ajută la... foarte bine și pe inflamație, reface ah, okay. foarte repede țesuturile, adică uh -huh. e un mare plus în recuperarea medicală. Și a început să apară din ce în ce mai mult la noi în țară partea de tecar. Îl am și eu. Okay. Am mai multe variante, dar varianta pe care o am acum e, e foarte bună. Bun, deci spațiul e complicat. E greu de găsit un spațiu adecvat pentru. Un spațiu treaba adecvat. Asta. Și dacă îl găsești, cred Dacă că vrei e o să l ai avere. și la stradă, e cu mm. mai complicat că sunt foarte scumpe prețurile. Adică mm -hmm. investiția inițială e destul de mare. Nu vreau să descurajez, dar uh, na, da, asta trebuie e ideea. să fii pregătit exact. în situația nu asta. Nu înseamnă că, că nu poți. Poți da. să pornești de la ceva mic și apoi să urci către mm -hmm. Un spațiu mai mare, vezi cum merge? Da. Sfatul meu e ca cei la început de drum să încerce efectiv, să vadă cum, cum merge treaba. Adică poți să-ți ții un spațiu, vezi ce poți să faci, cum te descurci, uh -huh. Uh -huh. ce câștigi, ce presupune. Ce... Da. Și, Și la voi ce s-a întâmplat până la urmă? Uh... Ne-am angajat. <laughs> <laughs> Asta a rămas. Deci, la un moment dat, uh, uh, am vrut cu oamenii la un interviu. Uh -huh. Am fost acceptați amândoi. Ok. Uh, ăsta e cel mai bun loc de muncă al meu pe care l-am avut. Adică de aici am pornit uh, cel mai bine. Am, Cum am, întâlnit, o zi? am întâlnit niște oameni da. extraordinari. extraordinari. Am legat o echipă foarte bună, chiar la un moment dat, spre jumătate, spre final, ca să zic așa. Am stat undeva la șapte ani acolo. Mm. Uh, da. A fost greu de spărțire. De asta, A, da. de, de, numai, numai Pe am plecat toți, aproape A. toți am plecat odată pentru că na, ne creasem un nucleu, Așa. o paletă de oameni care veneau, da. erau, o mare parte, cum am povestit, 40 și plus. E. Și erau oameni care veneau la noi periodic pentru recuperare medicală la șase luni sau la un an. Da. Și automat că te cunosc cu oamenii, știu ce poți să faci, știu, vedeau rezultatele și na, te căutau. Și special când veneau să facă programare, erau două ture și începeau. Vreau pe tura X, vreau pe tura X. Și da, o automat că... Cum a, acum, iar acum? Acum ești angajat undeva? Lucrezi? În uh, momentul pe de față, nu, 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 nu. Ești pe cum propriu uh, acum. Sunt pe cum propriu. O, așa. Am pornit pe cum propriu de aproape 2 ani. Super. Da. A fost o întâmplare fericită, ca să uh -huh. zic așa, cu toate că poate mulți n-ar spune asta. Am avut o problemă de sănătate. Am avut concediu medical. Și în timpul ăsta am reflectat la ceea ce visam eu din totdeauna. Mereu mi-am dorit să fac asta pe cum propriu. nu știam cum o să arate. Uh -huh. Tocmai pentru că, ți-am povestit de ce. Costurile sunt foarte mari. Da. Uh, uh, apare gândul că, bă, dacă nu merge sau nu știu, apare ceva pe parcurs și dacă nu se să să fac asta. Uh -huh. Și mi-am făcut curaj. Bă, am și avut un pic de sprijin. Am avut câțiva prieteni, am câțiva prieteni care mi-au dat așa un imbol și băi, încearcă, încearcă, încearcă. Și Bravo! Lă. Da, da, da. Chiar le mulțumesc da. că au avut încredere în mine și m-au ajutat mereu. Și am pornit cu un apartament. Ok. Pur și simplu. Am e, închiriat. Da. Și am vrut să văd ce se întâmplă. Așa. Și am început să vorbesc. Constant în dreapta, prieteni, clienți vechi, pacienți vechi. Și am, început, am văzut că oamenii mă, ne căutau în continuare și veneau. Și am zis, ok, zic, asta e bine. Hai să trecem la alt nivel. Și am schimbat spațiu într-o zonă mult mai bună. Așa. Și pot să spun că sunt mulțumit. Sunt mulțumit la modul că câștig, cum să spun, cât să-mi ajungă. Da. Asta e ideea. Cum arată o zi de muncă? O zi de muncă? Vreți uh, vrei să povestesc o zi din viața mea și ca să vezi până, până, ajung la muncă ce se întâmplă? Da, e mai bine cum așa? să nu. Da, nu. Okay. Uh, dimineața oricum fac un plan să mă trezesc dimineața să merg la sală. Ok. Deci antrenamentul ăla. În general ziua e. mea începe cu mișcare. Ok. După... Ha, și să punem uleiul exact. în mișcare. Ah, A, așa, bun. Ok. Da. Pregătim mușchiul. E da. Tăcă. E. Eu trebuie să îți povestesc asta pentru că Vreau să vezi că dacă eu îți recomand ție să faci mișcare, nu înseamnă că eu nu fac. Da, Întotdeauna da, da. când mergi la un nutriționist și el e atât, nu știu dacă... Mm -hmm. nu, vreau să, nu vreau să intru mai multe. Ca da, idee, știi? ai aici. Și povestești, <laughs> îți povestești ce fac eu, ca cei care de văd să înțeleagă exact că mm -hmm. eu nu doar vorbesc, și fac și eu în același, în același timp același da. lucru, știi? Merg la sală, încerc 3-4 ori pe săptămână, încerc să fac mișcare. Ok. Am întors acasă, mi place foarte mult să gătesc. Bine, după ce, înainte să gătesc, am eu niște suplimente, chestii, sucuri pe care le, le okay. beau. Mă pregătesc pentru ziua care urmează. Tocmai asta e avantajul meseriei. Nu am de lucru în prima parte a zilei, la mm -hmm. noi după, când oamenii, acum lucrez cu oamenii 18 plus okay. și, în general, toți scapă după na, 17, 18 și de-abia de, de, abia de, pe, de atunci, atunci începe munca la mine. Și, la 9, și ajung da. foarte târziu acasă. Mm -hmm. Și uh, ca să uh, să vorbim de partea cu munca, uh, am ajuns la serviciu, pornesc uh, uleiurile esențiale, uleiul cald cu care urmează să fac masaj, okay. o muzică li, uh, liniștită, nu știu, depinde de starea pe care o am în ziua respectivă. Uh -huh. uh, pregătesc uh, tot ce trebuie și mi-aștept oamenii. Totul decurge... În general, și când încep să vină oamenii, cam ce probleme au? Cam uh, ce trebuie să-i ajuți? Cel mai, cel, cea mai întâlnită Așa. problemă este tot ce înseamnă partea de coloană vertebrală. De la cervical până la lombar. De la ce o fi? Că stă mult în scaune? Păi, am în, auzit o felul de explicații. La un moment dat spunea cineva apropiat nouă că, domne, problemele lombare au apărut la oameni pentru că Uh, am evoluat foarte repede la starea bipedă și coloana lombară e prima care cedează. Nu, eu spun așa. Uh, nu cred că strămoșii noștri stăteau atât de mult timp în scaun, spre exemplu. Exact. Păi, cum stăm noi acum în scaun? automat că uh, curbura noastră lombară nu mai e aceeași ca atunci când stai în picioare. Uh -huh. Deschizi discurile vertebrale, discul este împins în spate și uite așa, poate să migreze spre o rădăcină nervoasă. Dacă eu acum mă apuc și mut mobilă după ce am stat 8 ore în scaun da? și mă apuc și mut mobilă prin casă sau mă plec greșit, riscul e foarte mare să-mi sparg un disc intervertebral. Ok. De aici încep problemele, de la uh, sedentarism. Da. Uh, aveți și provocări, bărbinesc, în meseria asta. Uh, da, sunt și provocări. Uh, noi lucrăm foarte mult și am făcut în timpul facultății și partea de psihoterapie. Ok. Păi, Așa, o să spun că... Cum, cum cum? De ce, de ce v-a pus să faceți terapie? Păi gândește-te că noi, în primul rând, nu lucrăm cu o problemă fizică. Știi? Mulți, mulți terapeuți, de asta spuneam de școală, Așa. tratează efectiv partea de Fizic, da? okay. a venit ce doare ceafa, m-a păsat un pic pe acolo și am nu știu, masaj sau ce fac și am terminat cu cu tine, știi? Dar, dacă stai și asculți exact problema pe care o are omul respectiv, se descoperi că în spatele unei dureri de ceafă sau în spatele unei dureri lombare este o problemă emoțională. Ca să-ți dau un exemplu, eu am o statistică făcută pe problemele lombare, spre exemplu. Da, da dă mi te rog, dă-mi <laughs> ăsta. Am nevoie, vreau. Fii atât, fii atât. Uh, am întrebat pe cei apropiați, în primul rând? Și zic că... spunem -mi și mie, te rog, cum ești tu? Îți planifici viitorul? Ți-e teamă pentru viitor? Ai grijă banilor? Ți aranjezi așa pe fiecare lună? Ești, nu știu, întotdeauna să-ți pui în ordine tot ce înseamnă partea financiară? Majoritatea mi-au spus da, așa e. Toți, nu majoritatea. <sus> Ei, în general, persoanele astea uh, riscă foarte mult să dezvolte o durere lombară. Grija, instabilitatea și se leagă de partea uh, de coloană lombar. Cum e, grija cum e uh, problema cervicală, spre exemplu, legată de uh, uh, aduce problemele altora. Uh -huh. Știi? Partea asta de uh, să, 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 duci grija altora sau să fii în gardă, depinde. Sau sunt oameni care au fost emotivi când erau mici uh -huh. și au tendința să se stea cocoșați, să se ascundă, să intre în carapaci. E același lucru. <laughs> da. Așa, stai așa, e bine, așa, bun. Hai să te mai... <laughs> uh, acum, ca sfat, eu intenționez să, cu episoadele noastre de podcast, să-i fac pe tineri să înțeleagă ce se întâmplă cu oamenii care au meseriile la care ei poate visează să le practice în viitor. Uh, este o meserie de viitor? I-ai pe tineri să se apuce de chestia asta? Uh. Întrebarea asta am primit-o, și o să o spun aici fără nicio problemă. Mm -hmm. Întrebarea asta am primit-o în momentul în care am fost nevoit să fac o intervenție chirurgicală de la un medic anestezist. Ok. Știi cum a și fost? Ce uh, îmi spune... Uh, fii atent! M-am un nepot care vrea să facă meseria asta. Așa. Merită sau nu? Ok. Da? Uh, o să... Cred că o să-ți dai seama, mai de ce m-a întrebat asta. Pentru că nu, uh, nu primise... Uh, ce urma să primească un medic atunci când mergi să te opere, știi? Așa. Și i-am spus în felul următor. Dacă faci asta pentru bani, uh -huh. oprește-te acum. Oprește-te acum. Am înțeles. Dacă o face că simte și că îi place, uh -huh. dă-i înainte. Asta e răspunsul meu. Uh -huh. Același lucru. Întotdeauna când mai vorbesc cu câte ceva, îmi spune, a, se câștigă bine, e bine. Nu, asta e ideea. Uh -huh. Pe mine nu mă satisface asta. Mhm. Uh -huh. Dacă dai din mâini, probabil că se și câștigă, nu știu. Păi când ai spus tu de clicul ăla al tău, că da, vezi? e pentru mine, eu asta uh, trebuie uh, să, să fac vorbim asta. De, uh, de... Păi ce am dreptul, dar nu, 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 nu. hai să repar pe stângul ăla, hai să... <laughs> exact, <laughs> exact, exact, exact. Mamă, cât de tare e. Trebuie să fii atent ce uh -huh. să oferă ție satisfacție. Uh -huh, uh -huh. Și dacă ție, făcând ceva, îți oferă satisfacție și e benefic pe termen lung, înseamnă că pentru asta ești făcut. Da. Părerea mea, nu știu. Uh, Vali, am aflat o grămadă, o sumedenie de chestii foarte mișto despre chinoterapie. Nu, habar n-aveam, adică, da, așa ca idee, puțin despre chinoterapie. Te înțeleg da, perfect, sunt idee, foarte multe. Nu știm, România nu știe foarte clar cu ce se mănâncă. Hai să vezi cum era cu 10 ani. Uh, bă, nu ies că era și mai rău, evident. Uh, ce. Da, foarte, foarte interesant ce am auzit astăzi. Îți mulțumesc, vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai venit. Mă bucur, mă bucur mult că... Că ne-ai împărtășit am putut să... povestea Am avut ta. onoarea să stau de vorbă <laughs> și să povestesc des mulțumesc, despre ceea ce îmi fa ce face plăcere să fac. Uh, da, e uh, o meserie mai degrabă vocațională pentru tine da, cel puțin, da, da. nu? Mă întrebai de viitor, scuze că Așa. intervin. Uh, da, o văd uh, și pe viitor, pentru că nu cred că există un mini-robot sau un robot care să facă ceea ce fac mâinile oamenilor, pe lângă faptul uh -huh. că, știi, poți să spui că, da, locuim prin uh, tot felul de chestii care presează, pasă. am văzut de-a lungul timpului tot felul de aparate care fac asta, uh -huh. dar nimic nu se compară cu mâna umană care simte în momentul în care atingi țesutul respectiv ăla. Știi că îmi place mie să spun? Trebuie să scânte. În momentul în care pui mâna, tu, tu simți ce se întâmplă acolo. E imposibil. Repet, dacă ascult dacă ai mintea liniștită, dacă tu lucrezi cu omul respectiv și ți mintea la, nu știu, ce buge mai băgat la Zara, să nu-ți dau un exemplu, <laughs> da, da. știi, da. Uh, nu o să asculți lucrurile astea și o să faci ca pe oricare altă meserie, știi, te apuri, lucrezi, roboțel, roboțel și la revedere. Da. Nu, nu, e cu totul și Trebuie cu să totul pui pasiune, azi. practic, nu? Da, mai da, ales da. când ceva este vocațional. Uh, ei bine, îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Uh, Dragilor, în cazul în care aveți nevoie de o persoană calificată și extrem de pasionată de kinetoterapie care să vă ajute, o să lăsăm jos în descriere toate datele de contact ale domnului Valentin Mocanu și îl veți putea găsi și îl veți putea contacta și acolo. Eu sunt Marius Mântână, până data viitoare, v-am pupat!